Sunt foarte, foarte fericit. Că acum, în prag de primăvară, am poposit în comuna de Deda, într-un loc unde eu mă simt poate de multe ori mai bine ca acasă, și acest lucru se datorează oamenilor pe care ori de câte ori vin la Deda, îi găsesc aici, cu sufletele mari și deschise spre noi, cei care promovăm cântecul popular de pe Valea Mureșului Superior. Ziua de 8 martie o sărbătorim astăzi la Deda, într-un cadru festiv, cu un spectacol de muzică populară și jocuri populare din zona noastră, Ardealului și din comuna Deda, cu gândul să vă aducem o rază de soare, să vă aducem bucurie sufletelor dumneavoastră și, într-adevăr, să spunem femeilor din comuna Deda și dumneavoastră celor prezente la mulți ani. Am considerat că trebuie să ne întâlnim, să fim alături, pentru că numai împreună putem să trecem peste momentele grele care ne-au marcat perioada de 2 ani de zile, și grele sunt și în aceste momente problemele cu care ne confruntăm. Dar este nevoie să fim uniți, este nevoie să fim împreună și la momentele frumoase și pozitive ale comunei noastre, pentru a ne bucura, pentru că nădejdea în Dumnezeu ne va ajuta să trecem peste toate. Și mașă pentru mine, mamă, să-ți rogi la Dumnezeu, mamă, și mă crede. Din casa bucurie, mama-i prima care știe, lângă mine ce vreau să fie. O femeie, ce ești tu femeie, ești iamă, ești foc, înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc. O femeie, ce ești tu femeie, ești iabă, ești foc, înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc.
ce era pământul, toarnă mă. Hai, pentru și naștu mă cruz. Ei, că îți bărba fărnicuț. Ce păcat că-i trecătoare.